asupra promisiunilor care au fost făcute cetățenilor și priorităților care au fost enunțate atunci când a fost investit guvernul. Atunci am spus că lucrăm pe 4 priorități principale. În primul rând este creșterea veniturilor cetățenilor, gestionarea situației pandemice, este curățirea instituțiilor statului de scheme și corupție și demararea reformei justiției și restabilirea încrederii partenerilor externi și reluarea finanțării externe. Am aprobat astăzi rectificarea bugetului pentru anul 2021. Iată că am reușit să balansăm bugetul, avem finanțarea care a fost, care a intrat deja pe conturile noastre de 36,4 milioane de euro din partea Uniunii Europene, care ne permite să oferim anumite facilități pentru mediul de afaceri în gestionarea, în contextul gestionării crizei COVID și măsurilor de protecție. Despre asta vom vorbi în continuare. La Bruxelles, de asemenea, am auzit vestea bună că vom primi și a doua tranșă de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene în valoare de 50 de milioane de euro. Deci asta ne-a permis să majorăm cheltuielile și în același timp să reducem deficitul. Deci în ceea ce privește indicatorii bugetari, veniturile s-au majorat cu circa 3,7 miliarde de lei, cheltuielile s-au majorat cu circa 1,2 miliarde de lei și deficitul bugetului de stat s-a diminuat cu 2,5 miliarde de lei și aceasta constituie 5,2% din PIB. Cele mai importante majorări de cheltuieli, evident că țin de creșterea pensiilor, țin de suplinirea fondurilor de rezervă, fondurilor de intervenție, care inclusiv ne ajută să finanțăm compensațiile care vor veni pentru oamenii de afaceri în contextul măsurilor de protecție în acest nou val de COVID. De asemenea, am adoptat bugetul asigurărilor medicale. Ați auzit că am reușit să identificăm resurse pentru creșterea cu 57% a salariilor lucrătorilor auxiliari. Aici este vorba, în primul rând, despre ingineri și alt personal care deservește procesul, deci deservește sistemul de sănătate. Aici vă pot da exemplu acelor persoane care conectează, mențin aceste ventilatoare și alte echipamente care sunt utilizate în contextul combaterii, deci acest, în contextul tratamentului, de fapt, pacienților. Și aici, dacă vreți, corectăm o nedreptate, pentru că au crescut salariile în acest sector, dar nu au crescut pentru acest personal auxiliar. Și suntem foarte bucuroși că am putut găsi resurse pentru această creștere. Vom continua să analizăm politicile și reglementările ce țin de salarizare în sectorul public, mai ales în contextul elaborării bugetului pentru anul 2022, și vom continua această politică de creștere a veniturilor cetățenilor. Cred că cele mai importante decizii țin de aceste măsuri de compensare a pierderilor sau eventualelor pierderi pe care le-ar putea avea întreprinderile ca urmare a măsurilor de protecție și punem bazele în legislație pentru programele de subvenționare a salariilor, pentru reducerea orelor de muncă, așa numitul șomaj parțial, și pentru subvenționarea salariilor în
contextul șomajului tehnic. Această bază normativă este foarte importantă pentru menținerea locurilor de muncă. Anul trecut am tot vorbit despre necesitatea acestor mecanisme. Deci subvenționarea salariilor s-a aplicat în toate țările europene, s-a aplicat de vecinii noștri, România, Ucraina, Rusia, alte țări. Deci acesta a fost mecanismul principal de menținere a locurilor de muncă. Chiar în timpul călătoriei la Bruxelles am făcut schimburi de opinii cu înalții oficiali care au confirmat că șomajul chiar a scăzut în pofida crizei pandemice și aceasta se datorează succesului acestor mecanisme. Domnul ministru va vorbi mai mult despre detaliile acestor măsuri, dar înainte de a-i oferi cuvântul, vreau să spun că am venit și cu încurajarea în continuare a vaccinării. Venim cu o politică care s-a demonstrat a fi eficientă în Statele Unite, în țările Uniunii Europene, și anume acordarea zilelor de odihnă pentru cei care se vaccinează. Și în același timp venim cu o posibilitate de acordare a zilelor libere pentru părinții care sunt nevoiți să stea acasă în caz de închiderea unei școli, dacă este un focar sau dacă se izolează o clasă. Deci, domnule ministru, vă rog să oferiți mai multe detalii despre aceste măsuri. Vă mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru. Într-adevăr, în Republica Moldova astăzi există un vid legislativ pentru anumite situații care au loc în context pandemic, de exemplu atunci când se închide o școală. Codul muncii nu reglementează ce se întâmplă cu relația de muncă dacă un părinte este obligat să stea acasă și să îngrijească de copil. De aceea noi, prin proiectul pe care l-am înaintat astăzi Parlamentului, reglementăm aceste situații, acordăm zile libere salariaților în cazul suspendării temporare a procesului educațional în regim fizic, cu acordul angajatorului și, de asemenea, foarte important, cu subvenționarea de către stat a acelor zile libere, care vor beneficia de o indemnizație specifică plătită de angajator sau subvenționată de către stat într-o anumită măsură, parțial sau integral, în funcție de nivelul salarial al angajatului respectiv. Felul în care, în mod practic, această subvenționare se va întâmpla, urmează să fie definit foarte rapid prin mecanismele pe care acum le discutăm împreună cu agențiile statului și împreună cu angajatorii și sindicatele. De asemenea, legislația muncii nu este foarte clară în privința șomajului tehnic, acele situații în care o întreprindere, o firmă trebuie să se închidă din cauza restricțiilor sau din cauza unei situații economice defavorabile. Pentru că pandemia nu înseamnă doar restricții, înseamnă și probleme cu aprovizionări, cu materii prime. Știți că se întâmplă situații în care este blocat canalul Suez, de exemplu, și așa mai departe. Aceste situații de șomaj tehnic, când întreprinderea trebuie să-și suspende temporar activitatea, ele astăzi sunt reglementate doar pe ceea ce ține de dimensiunea economică. Noi introducem și reglementarea șomajului tehnic în cazuri de stare de urgență în sănătatea publică, în care nu oferim acea limită de 4 luni, pentru că nu știm cât timp poate să fie șomajul tehnic în caz de stare de urgență în sănătatea publică. De asemenea, foarte important, la șomajul tehnic prevedem expres subvenționarea șomajului tehnic integral, nu doar a impozitelor și taxelor pe șomajul tehnic, cum a fost până acum. Adică guvernul va stabili mecanismul prin care va plăti șomajul tehnic integral din partea bugetului de stat. Țin să menționez că măsuri de subvenționare a locurilor de muncă până acum
în Republica Moldova au existat, dar ele au fost foarte modeste. În bugetul de stat pentru anul 2021 au fost prevăzute 200 de milioane de lei pentru măsuri de subvenționare a locurilor de muncă, în care intrau inclusiv și rambursarea impozitelor și taxelor pe șomajul tehnic. Din motive obiective, gradul de absorpție a acestor resurse este foarte scăzut. Mai puțin de 50% din banii alocați de către guvern au fost, de fapt, absorbiți, adică întreprinderile și locurile de muncă au putut să absorbă mai puțin de 1 milion de lei. Ceea ce noi vrem să facem este să deblocăm acest proces, pentru ca banii, într-adevăr, să ajungă la cei care au nevoie de acești bani pentru a păstra locurile de muncă. De asemenea, o altă prevedere pe care o propunem în Codul Muncii este introducerea unui regim special care se numește regimul de activitate redusă și care este inspirat din practica mai multor țări europene. În spațiul public circulă formula germană Kurzarbeit, dar de asemenea există și în Franța, acolo unde se numește șomaj parțial, șomaj parțial. Există și în multe alte țări. Este un regim în care, pentru a evita pierderea locurilor de muncă, angajatorii, de obicei de comun acord cu salariații, stabilesc un timp de muncă redus pentru un anumit număr de salariați, da? Repartizând astfel scăderea activității la un colectiv mai mare și angajatorii plătesc doar timpul efectiv lucrat, timpul nelucrat, pentru ca salariații să nu piardă veniturile, fiind compensat din mijloacele bugetului de stat. Asta vrem să facem, asta vrem să introducem, posibilitatea statului de a acorda aceste subvenții pentru timpul nelucrat în cazul regimului de activitate redusă, scopul fiind păstrarea locurilor de muncă, astfel încât în situații de reducere a activității, din cauza problemelor economice sau din cauza restricțiilor sau din cauza situației defavorabile în contextul COVID, să fie asigurată și să se păstreze oamenii în relații de muncă. De asemenea, ultimul punct pe care îl introducem în proiectul codului de modificare a codului muncii este o garanție pentru salariați pentru implementarea măsurilor speciale în situații de stare de urgență în sănătatea publică sau în alte situații de asediu sau de război. Asta este formula oficială. Bineînțeles că acum ne facem referință concret la situația de urgență în sănătatea publică și aceste garanții sunt zile libere pentru implementarea unor măsuri privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației. Vaccinarea este o astfel de măsură. Respectiv, acest nou articol în Codul Muncii prevede posibilitatea guvernului de a oferi sau de a decreta zile libere în caz de vaccinare cu subvenționarea acestor zile libere, astfel încât costul zilelor libere să nu fie pus integral pe umerii angajatorilor, iar pentru situațiile în care salariile sunt mai mici decât media pe economie, costul să fie preluat integral de către stat. La implementarea practică a subvenției lucrăm împreună cu agențiile statului, așa cum am menționat, și tot procesul este într-o continuă consultare dinamică. În fiecare zi avem practic discuții cu mediul de afaceri și sindicatele vor interveni în procesul de consultare la faza ulterioară în Parlament. Deci este un set de măsuri care este cerut atât de salariați cât și de angajatori, pentru că scopul până la urmă este ca noi să păstrăm locurile de muncă în situații de criză, în situații excepționale. Dacă sunt întrebări? Bună ziua! Doina Ivanov, Publica TV. Doamna Gavrilița, de mâine intră în vigoare noile măsuri restrictive ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, care de altfel au trezit un val de nedumeriri în societate. Noi vrem să ne spuneți
Care va fi mecanismul de verificare, de exemplu, în localuri, dacă testul sau certificatul de vaccinare este veridic? Cine ar putea fi persoana împuternicită să facă asta în condițiile în care acolo se conțin și date cu caracter personal? Vă mulțumesc. Deci subliniez că Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a fost reformată. Acum, în cadrul comisiei, avem 50% de specialiști în sănătate publică. Am schimbat și modul de aplicare a măsurilor de protecție. Este clar indicat deci, numărul de îmbolnăviri care duce la declanșarea unui grad de alertă. Verde, galben, portocaliu sau roșu. Aceasta permite ca măsurile de protecție să fie diferențiate în dependență de gradul de incidență în diferite localități. Din păcate, avem localități, în special localitățile mari, Chișinău, Bălțu, care deja sunt sub cod roșu. În timpul codului roșu sunt prevăzute anumite măsuri de protecție care au fost introduse în majoritatea țărilor din regiune și din lume. Și în special este vorba de acel certificat COVID sau care presupune fie certificatul de vaccinare, fie certificatul de anticorpi, fie un test care demonstrează lipsa bolii, care să permită intrarea în spații închise. În același timp, pentru a debloca sau a reduce circulația în transportul public, sunt anumite activități pentru studenți, de exemplu, sau pentru oamenii de știință, pentru cei care sunt mai buni la utilizarea metodelor online, ca să se petreacă deci, aceste evenimente online. Această verificare despre care vorbiți este în responsabilitatea angajatorului sau organizatorului și evident că se pot fi aplicate sancțiuni în limita, deci în cadrul juridic existent. În același timp, îndemnul meu este să nu așteptăm sancțiuni, să nu așteptăm pentru că statul nu poate fi în fiecare restaurant, în fiecare zi, la fiecare oră și să stea cu bâta. Nu. Aceste reguli sunt reguli de bun simț, care au fost elaborate inclusiv în consultări, care balansează interesele agenților economici și interesele noastre de sănătate publică. Vedem că ritmul de creștere a îmbolnăvirilor ne cauzează limite, deci nu mai avem locuri în spitale. De aceea, noi putem trece împreună cu cele mai mici consecințe dacă suntem solidari. Solidari înseamnă să nu ne gândim doar la propria persoană, dar să ne gândim la beneficiul societății, la interesul public. Aceasta înseamnă vaccinare. Noi știm că tinerii trec prin boală mai ușor, dar dacă tinerii se vor vaccina, ei vor proteja pe cei care sunt cu risc sporit. Și am văzut că jumătate din populația lumii, deci foarte multă lume s-a vaccinat și vedem o reducere a probabilității de infectare și de transmitere a bolii. Dacă respectăm aceste reguli, în special în mod benevol, deci fiecare acolo unde lucrează, ne putem asigura că acest val va fi unul mai mic, cu mai puține pierderi umane, pierderi de sănătate și pierderi economice. De aceea, îndemnul meu este să fiecare să facă contribuția cât de mică n-ar fi și noi nu suntem aici ca statul să meargă, să sancționeze, să deci impună aceste reguli, pentru că ele sunt niște reguli de bun simț. De aceea venim cu acest pachet. Deci noi nu doar introducem aceste măsuri. Noi venim și cu un pachet de susținere a locurilor de muncă, de susținere a angajaților, a angajatorilor. Noi venim cu aceste
stimulente, dacă vreți, pentru vaccinare, care sunt finanțate din bugetul de stat, pentru ca noi, toată lumea, să lucrăm în mod pozitiv, nu să așteptăm când va veni sancțiunea. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Totuși, doamna premier, nu ne-ați răspuns concret la întrebarea noastră. Noi vrem să știm concret, la modul practic, fără a miza pe responsabilitatea cetățenilor, cum statul se va asigura că se respectă aceste reguli. De exemplu, în România există acea aplicație digitalizată prin care poți verifica. La noi ar putea fi disponibilă și când, dacă se lucrează la acest capitol. Într-adevăr, deci, în primul rând, vă rog că v-am răspuns la întrebare, ați spus cine este responsabil, am spus că este angajatorul. Și în foarte multe țări ale lumii, atunci când nu exista această aplicație digitală, se verifica pe hârtie aceste, deci, prezența certificatului COVID. Încă pe 13 august, la prima ședință a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în prima săptămână după investirea acestui guvern, am adoptat o decizie care împuternicește vicepremierul pe digitalizare să lucreze la o asemenea aplicație care va fi gata în următoarele câteva zile și va funcționa ca și în alte țări. Dar ați discutat deja cu ministrul, sunteți sigur că o vom avea gata? Am avut o decizie a CNESP-ului pe 13 august. Se lucrează deja de mai mult de o lună. Și încă o întrebare, la miezul nopții expiră contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom. Vrem ca dumneavoastră, ca și prim-ministru, să ne spuneți dacă cunoașteți despre această situație, la ce etapă sunt negocierile, dacă se discută cu partea rusească și care ar putea fi prețul de achiziție. Cu siguranță se discută, deci domnul vicepremier Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, este în discuții pe această temă și va veni mâine cu comunicare publică pe acest subiect. Bună ziua, Tabarcea Mihaela, ProTV. Vă rog să ne spuneți când ar putea fi administrată în Moldova cea de 3-a doză de vaccin? Și dacă se discută despre asta? Deci, deocamdată ne concentrăm pe administrarea primelor doze. Din păcate, avem o rată redusă de vaccinare de 22%. Mai mult ca atât, populația care a avut acces în Moldova a avut acces mai târziu, cu câteva luni mai târziu, decât populația din România. De aceea, noi trebuie acum să ne concentrăm pe promovarea vaccinării printre cei care nu s-au vaccinat. Cele mai multe cazuri de coronavirus sunt înregistrate la persoanele care nu s-au vaccinat încă. Vă gândiți la impunerea ca vaccinarea să fie obligatorie în Moldova pentru anumite sectoare? Deocamdată venim cu aceste stimulente, deci vrem să încurajăm vaccinarea prin stimulente și nu prin sancțiuni. Într-adevăr, în funcție de evoluția bolii, va trebui să facem, să facem analize și să vedem care ar fi alte modalități prin care am putea crește rata de vaccinare. Din nou, este vorba despre capacitatea sistemului medical de a oferi servicii de sănătate și de a salva vieți. Și aici, încă o dată, îndemnul meu este să nu așteptăm să ni se întâmple nouă, să se întâmple în familia noastră, să nu așteptăm să auzim niște vești triste ca să mergem să ne vaccinăm. Acum este momentul. Mulțumesc. A trecut o bucată de timp de când s-a impus testarea obligatorie a profesorilor. Vrem să știm ce credeți până acum. Este o decizie bună? Dacă v-ați gândit să renunțați la aceasta în contextul în care mai mulți profesori și-au anunțat demisia? Asta. În primul rând, vreau să vă spun că această decizie a fost una eficientă. Am văzut o creștere semnificativă a vaccinării în rândul profesorilor, ceea ce ne ajută să protejăm copiii. Scopul nostru este să asigurăm prezența fizică și calitatea studiilor
pentru copiii noștri, ca să nu ne trezim peste 10 ani și să spunem că au fost ani pierduți pentru o generație de copii. Și pentru aceasta noi trebuie să oferim un mediu sigur pentru ca copiii să poată învăța. Noi am fost la Dubăsari săptămâna trecută, am fost foarte impresionată să vizitez un gimnaziu unde 100% din, și din profesori și din personal auxiliar au fost vaccinați, toată lumea este protejată și procesul educațional poate merge. Am văzut și eu știri care nu se adeveresc despre aceste presupuse demisii. Noi verificăm această informație, dar deocamdată această informație nu se adeverește. Încă o întrebare. Presa întâmpină mari probleme în ultima perioadă în discuția cu ministerele și cu ofițerii de presă de acolo. Avem multe solicitări transmise instituțiilor la care încă nu am primit un răspuns. A trecut deja mai mult de o lună. Știți despre aceasta și dacă veți interveni cumva? Chiar și CJI a publicat ieri un raport prin care este menționat că tot mai greu avem accesul la informații de interes public. Apreciez interesul jurnaliștilor în activitatea guvernului. Avem un număr foarte mare de solicitări. Evident că sunt primele zile sau primele luni ale miniștrilor și ne străduim să răspundem cât mai curând. În același timp, vrem să vă asigurăm că durează ceva timp. De exemplu, această solicitare de reacție la comunicarea că s-au prezentat demisii ne-a luat câteva zile, pentru că trebuie să verificăm fiecare școală, fiecare... Deci trebuie să vă dăm un răspuns nu doar de formă, dar care este bazat pe factologie. De aceea răspundem cât de curând putem. Evident că vom lucra pentru îmbunătățirea capacității instituțiilor publice de a răspunde la solicitările jurnaliștilor. Mai mult ca atât, am discutat despre includerea în bugetul pentru anul 2022 a mai multor resurse în bugetele ministerilor pentru ca să putem oferi informație mai consistentă, mai bună pentru presă. Mă scuzați, dar o să adresez încă o întrebare, pentru că de multe ori se organizează doar briefing de presă, fără conferință, fără întrebări, ministrii pleacă fără a răspunde la întrebările noastre. Vreau să știu ce se va întâmpla cu loturile de vaccin care expiră în octombrie. Noi sperăm că toată lumea se va activiza și aceste vaccinuri vor merge pentru îmbunătățirea sănătății cetățenilor. Mulțumesc. În octombrie vom lua o decizie. Eduard Măceacă, Agenția Sputnik. Doamna Gavriliță, vreau să vă întreb în legătură cu certificatele de vaccinare pe care cetățenii le obțin aici în Republica Moldova. Noi avem un grad de mobilitate foarte mare a cetățenilor psihotare. Puteți să ne spuneți la ce perioadă sau aproximativ când aceste certificate vor fi compatibile cu celelalte spații, fie european sau estic? Pentru că există probleme. Am înțeles întrebarea, da. Deci am comunicat pe această temă despre recunoașterea certificatelor COVID la Bruxelles. Am prezentat anumite date Comisiei Europene, după care am primit solicitări de concretizare. Lucrăm la interoperabilitatea acestor sisteme ca să funcționeze și sperăm în câteva săptămâni sau câteva zile să reușim să obținem această aprobare pentru certificatele din Moldova. Parlamentul a ratificat astăzi un acord cu partenerii externi legat de suportul pentru COVID, da? E vorba de 25 de milioane de dolari sau euro. La un moment dat s-a vorbit despre o clauză secretă în ceea ce privește procurarea vaccinului Pfizer. Este aceasta un secret cât guvernul urmează să plătească pentru a procura această doză de vaccin sau nu? Constituie un secret de stat ca cetățenii să afle cât, la ce preț a procurat guvernul acest vaccin?
Nu cunosc detaliile, deci puteți întrebați colegii din Parlament. Și încă o întrebare. Recent, Asociația Investitorilor Străini a prezentat ultima ediție a Cartei Albe și acolo există o sugestie referitor la poziția investitorilor privind procurarea pământului, da? De către investitorii străini. Vreau să vă întreb, doamna Grăliță, ce poziție are guvernul în legătură cu această recomandare? Este pregătită Republica Moldova pentru a vinde pământ investitorilor străini în condițiile în care noi nu avem încă deocamdată o piață funciară destul de dezvoltată? Poziția guvernului rămâne neschimbată. Guvernul nu susține această recomandare. Карина Клим, Первый в Молдове. Господин министр соцзащиты, можно вопрос к вам? Было принято решение о том, что все бюджетники, которые будут вакцинированы, получат 2 выходных дня. Что касается тех, кто уже к сегодняшнему дню вакцинировался раньше, они смогут получить тоже эти 2 дня, либо действие не будет закона? Prevederile codului muncii nu sunt retroactive. Deci modificarea este în codul muncii și codul muncii prevede dreptul guvernului de a institui cu subvenționare măsuri de asigurare a sănătății publice, inclusiv aceste 2 zile libere pentru vaccinare. Ele nu se instituie numai pentru sectorul bugetar, ele se instituie pentru toată economia în ansamblu. Bineînțeles că în sectorul bugetar implementarea este mai simplă, pentru că angajatul din sectorul bugetar va lipsi 2 zile, dar banii pentru aceste 2 zile oricum erau prevăzute în bugetul pentru salariul persoanei respective. Deci, în mod tehnic, guvernul nu trebuie să subvenționeze per se. Iar pentru persoanele din sectorul real, guvernul va avea un mecanism prin care va subvenționa, va compensa costul angajatorului pentru acele 2 zile libere. Deci, ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, acele 2 zile libere se vor acorda din momentul în care guvernul va adopta acea hotărâre de guvern privind implementarea măsurii. Și este normal să fie așa, pentru că acest gen de măsuri nu este retroactiv. Соображений справедливости нет у вас каких-то решений для тех, кто раньше вакцинировался? Dacă va fi o solicitare foarte amplă pe inechitate, eu personal și tot ministerul nostru, noi suntem foarte atenți pe tot ce ține de echitate și astăzi am avut o hotărâre de guvern pe această dimensiune, atunci vom analiza situația. Dar în mod normal, măsura este pentru a stimula vaccinarea persoanelor care încă nu s-au vaccinat. Nu este pentru a acorda zile libere sau bonusuri sau alte lucruri. Este pentru a stimula vaccinarea. Exact. Asta este scopul. Vom continua să lucrăm asupra acestor priorități și sperăm să venim cu mai multe știri bune pentru cetățeni și vom continua să comunicăm despre aceste acțiuni ale guvernului. Vă mulțumesc! Так, хорошо.